un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc. Bună seara, dragii mei, la o nouă reîntâlnire cu cântecul popular, nu oltenesc, cu cântecul popular. Bună seara, vă spun cu tot dragul și mă bucur din nou că sunt cu dumneavoastră sau sunt alături de dumneavoastră în fiecare seară de vineri, încercând să vă bucur sufletul cu artiști frumoși, artiști care au ce spune în cântecul popular, artiști, voci frumoase și voci care au scris sau vor scrie cu litere de aur în folclorul nostru românesc. Am început o incursiune așa în rândul unor tineri care au pășit deja pe calea cântecului popular, unor tineri care numele lor nu este un început, numele lor nu este străin de ceea ce înseamnă cântec popular, numele lor nu este străin de ceea ce înseamnă deja scenă. Am avut acum două săptămâni un tânăr, am avut acum o săptămână o altă tânără și făcând așa un paralelism între un băiat și o fată, se cădea ca în această seară să avem un tânăr interpret, un tânăr care mie mi-este drag și pe care eu vreau să vi-l aduc de ceva timp. L-am avut alături de noi în perioada sărbătorilor de iarnă. Am avut aici o emisiune frumoasă cu tineri frumoși care au cântece minunate, dar se cădea ca el să vină într-o emisiune și să-și prezinte un material nou, un material frumos, un material pentru care a muncit foarte mult timp, un material cu care se mândrește și care, despre care spunea un pic mai devreme că l-a împlinit cu adevărat și că i-a dat acea identitate de care avea nevoie. În această seară aduc în fața dumneavoastră dintr-o zonă frumoasă, dintr-o zonă încărcată de tradiție și dintr-o zonă unde meșteșugul este la mare înălțime, unde olăritul este la mare înălțime, unde sărbătorile oieritului sunt la mare înălțime, pentru că tânărul pe care eu vi-l aduc vine din partea Vâlcei, acolo unde găsim noi tot felul de lucruri frumoase făcute de mâna omului. Dar el va spune mai exact de unde vine, pentru că eu vă dau ocazia să îl cunoașteți în această seară și să îl ascultați pe Ilie Dură. Bine ai venit, Ilie Dură! Bine ai venit, bine dragul meu, găsit, Ilie Dură! Bine te-am găsit, om frumos! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mă bucur din toată inima că sunt alături de tine și să știi că m-a emoționat pentru că ai spus acolo că va scrie în folclor cu litere de aur sau cum ai formulat toată de frumos. Da, eu așa cred despre tinerii care vin aici. Să rămână din toată inima, să știi că mă responsabilizează cuvintele și îmi dai emoții, pentru că... Eu asta am încercat mereu. Un alt interpret foarte mare despre tine, acest lucru mă responsabilizează. Să rămână din toată inima. Cu tot sufletul, eu am încercat mereu în momentul în care am luat un contact telefonic cu tine sau în momentul în care am avut o întâlnire cu tine, am încercat să îți dau din prea plinul sufletului meu atât cât am eu, atât cât pot eu sau atât cât am avut timp. Însă noi am constatat de-a lungul acestei perioade de când ne cunoaștem că încercăm unul pentru celălalt să fim sfătuitori. De ce nu? Pentru că și tu ești un tânăr care colinzi și care cânți în mijlocul oamenilor, un tânăr care cânți în mijlocul tinerilor, iar eu am nevoie de acest puls care se zbate și acolo unde tu existi, pentru că tinerii sunt viitorul și atunci eu mă raportez la acești tineri. De aceea ascult orice cuvânt din partea oricui. Eu aleg cât este de bun sau cât este de rău, însă noi am reușit să avem o relație, zic eu, cât de cât special, așa, încât foarte să putem... și foarte frumoasă. Încât să putem să ne spunem lucruri sincere,
Să învățăm unul de la celălalt sau unii de la ceilalți este foarte bine spus, pentru că suntem o mână de oameni care încercăm să ne înțelegem și să ne placă atunci când ne întâlnim, să învățăm lucruri. Unul trece printr-o situație, altul merge la un eveniment, altul merge la o nuntă unde se vorbesc lucruri, unde este foarte important. Tu spuneai despre niște melodii ale mele, eu așteptam cu sufletul la gură sau pulsul publicului, tu mi-ai făcut o bucurie spunând lucruri despre ele și atunci eu trebuie să-ți fac ție o bucurie, trebuie, eu sunt obligată să-ți fac o bucurie pentru că eu sunt aici ca un sfătuitor așa și ca un prag între mine și între cei de acasă, de aceea vreau să-ți dau posibilitatea în această seară să te bucuri de cei de la Târgu Jiu, să se bucure cu cântecul tău. Din păcate în această seară linia telefonică nu poate fi folosită, însă cântecele tale au răsunet și eu îți voi transmite toate mesajele ce vor fi primite, pentru că și tu ai să vezi în această seară, și tu ai să vezi sub fotografiile noastre părerea ale oamenilor. Oamenii urmăresc emisiunea și asta nu este decât un lucru minunat. Să rămână din toată inima și vorbeai la început de încărcătură, vorbeai de bucuria cu care noi de fiecare dată colaborăm. Da, pentru că și duminică mi-ai făcut o mare bucurie atunci când ai venit de la cântare și ai rămas acolo unde ai avut tu și ai trecut prin Vâlcea și eu eram alături de orchestra Rapsodia Vâlceană la Râmnicu Vâlcea, cântam și cine credeți, dragi spectatori, că era în public acolo trecând la pas prin Râmnicu Vâlcea, Roberta Grintea. Atât de mult m-a încărcat și atât de bucuros am fost și așa, parcă cântam cu mai mult drag și cu cât mai multă voieșie ca să pot să transmit și mai mult, să rămână din toată inima. Încă o dată mă bucur că reușesc să-ți aduc câte un crâmpet de bucurie atunci când te întâlnesc. Și de fiecare dată, ai văzut, Robi, că mie nu-mi place să, îmi place să o răsfăț și zic, Robi, ce părere ai? Cum e? Și o să depănăm noi asta amintiri spun. Foarte asta frumoase. Asta voiam să spun acum. Este vreme să povestim faptul că tu de micuț, așa de... Începuturile mele se leagă de dumneavoastră și am tot bătut la porțile dumneavoastră și tot am sfaturi, idei, comportament și multe, multe alte lucruri frumoase care m-au făcut astăzi să fiu Ilie Dură. Eu. Excelent. Aș vrea să convingem, aș vrea să începem cu cântec, să convingem pe cei de acasă că am adus un interpret drag lor și un interpret care are ce spune. Aș vrea să cântăm două melodii și să ne întoarcem să începem o poveste frumoasă de seară, așa, viață, de început de weekend. Viață treci mai ușurel, să treacă și pe lângă tine viața frumos. Doamne ajută! Și de folos pentru sufletul tău și ca mine ciobanul altul. Piesa care dă titlul albumului meu, una dintre cele mai mari. Viață treci mai ușurel, deja este o melodie pe buzele multor oameni, o aud Sărână. Cântată, este foarte frumoasă, te invit la locul de cântat, iar noi, dragii mei, începem seara aceasta, începem weekendul cu cântecul frumos al lui Ilie Dură. Viață treci mai ușurel, la 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 la, și mă lasă tinerel, la 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 la. Viață treci mai ușurel, la 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 la, și mă lasă tinerel, la 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 la. Lasă-mi pasul potolit, la 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 la, lasă-mă satur de iubit, la 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 la. Ține-mi anii tinereții, la 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 la, mai faină partea vieții, la 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 la. De-aș iubi în toată seara, la 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 la, tot nu-mi satur inimioara, la 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 la. Că de-aș iubi în toată seara, la 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 la, tot nu-mi satur inimioara, la 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 la. De-aș iubi să nu mai pot, la 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 la, tot nu m-aș lăsa deloc, la 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 la. Așa s-a ni tinereții, la 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 la, mai faină partea vieții, la 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 la. De-aș iubi și așa mâine, la 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 la, dorul de mine să ține, la 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 la.
de-aș iubi și aș și mâine, la 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 la, dorul de mine să ține, la 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 la. Când gândesc că mi-o trecută, la 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 la, iar o iau de la început, la 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 la. Că așa-i dragostea cu dor, la 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 la, când iubești și ești ficioră, la 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 la. Cât sunt tânăr și-n putere, la 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 la, eu-i dai inimii ce-mi cere, la 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 la. Dacă sunt tânăr și-n putere, la 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 la, eu-i dai inimii ce-mi cere, la 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 la. Eu-i da dragoste și dor, la 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 la, acu până mi-s ficior, la 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 la. Să nu-mi pară rău vreodată, la 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 la, după tinerețea toată, la 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 la. Mă știi tu, mă știe satul mândro, că am oi câteva sute, toți mă știu cioban de frunte mândro. După turma cu oi multe, după stâna de la munte mândro, că am oi una și una, ca-n Poiana și la Jina, ca-n Tilișca și Novaci, vai de ei și Polovraci. Că am oi una și una, ca-n Poiana și la Jina, ca-n Tilișca și Novaci, vai de ei și Polovraci. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușele și stare fălos cu ele. Cioban și-n port urma de an mândro, pe cărările de munte unde-s doruri neștiute mândro. Să bat munții cu piciorul și să-mi cânt din fluier dorul mândro. Sus pe munții Lotrului, unde-i drag ciobanului, că nu-s mulți așa ca mine, din vai de mărginime. Sus pe munții Lotrului, unde-i drag ciobanului, că nu-s mulți așa ca mine, din vai de mărginime. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușele și stare fălos cu ele. Și tu mândro până-i lumea mândro, că știi face brânză bună și te îngrijești de stână mândro. Balmoș bun și caș dospit și știi rostul la iubit măi mândro. Ciobăniță ca și tine găsesc numai-n mărginime, dar nici eu nu-s mai prejos, uită ce cioban frumos. Ciobăniță ca și tine găsesc numai-n mărginime, dar nici eu nu-s mai prejos, uită ce cioban frumos. Am țurcane și țigăi, oacheșe și bucălăi, și un ciopor de mielușele și stare fălos cu ele. Astea mi-s averile, hai, hai. Și pe mine tinerel să pot urca ușurel, hai, hai. Până-n munții Lotrului, da și ai cindrelul lui, hai, hai.
că și-o bani din tată în fiu, munții toți așa mă știu, tinerel și iubitor și cu drag de ei și dor. Că și-o bani din tată în fiu, munții toți așa mă știu, tinerel și iubitor și cu drag de ei și dor. Am țurcane și țigăi, oachese și bucălăi și un ciopor de mielușele și stare folos cu ele. Am țurcane și țigăi, oachese și bucălăi și un ciopor de mielușei și stare folos cu ei. Bravo, te felicit și te invit aici alături de mine. Am ascultat două melodii chiar foarte frumoase. Te felicit pentru ele încă o dată. Mie mi-e drag să ascult. Eu ascult muzică ciobănească. Eu ascult de foarte mulți ani muzică ciobănească. De și unde de altfel vii? Ai cântat foarte mult și prin spectacolele Doinei Gorjului, cu Doina Gorjului, muzică ciobănească. Te-am văzut de foarte multe ori. Da, am cântat, într-adevăr. Reprezint prin port și prin cântecul meu popular zona Vaideieni, iar eu sunt din Horezu, acolo unde ai spus tu că se mai păstrează tradiția olăritului. Se păstrează, da, și chiar. Toate cele. Și am văzut foarte multe lucruri frumoase care... aproape că s-a dezvoltat o micuță industrie, așa, da, când treci prin Horezul, da. Este chiar drăguț, aproape că este o bucurie a ochiului. Când treci prin Horezul, este ca și când te duce puțin la o, nu știu, la o relaxare. Și când rămâi în pană așa de un cadou să-i dai cuiva, chiar, ceva, da, chiar. Imediat te duci la Horezul și rezolvi problema. Mie îmi place acolo un magazin, mă și cunosc doamnele, nu mi le amintesc acum cum se numesc, dar mă cunosc, un magazin de antichității, de produse, da, da, da. Foarte frumoase. Este o minune să opresc acolo și să mă încarc așa, să le privesc și să mă încarc. Ilie, mă grăbesc să spun lucruri ca să ai timp să cânți toate aceste melodii foarte frumoase. Hai să vorbim despre începuturile tale. Te rog. Cum te-ai gândit. Gândul ăsta l-ai când cânti și când îți dorești să cânti. Gândul ăsta face parte din tine. De aceea n-am să te întreb cum te-ai gândit să cânti. Te întreb care au fost primii pași. Cum te-ai gândit să începi? Să știi că de fel eu sunt o fire foarte rușinoasă. Nu aveam curajul de a... Îmi plăcea să cânt. Cred că fiecare dintre noi ne uitam la Tezaur Folcloric. Nu e interpret de muzică populară, să spună că nu se uită acolo. Sigur. Duminica, când venea duminica, primul lucru, ăsta făcea toată lumea. Când veneam de la biserică, Tezaur Folcloric. Începea la 12 și la un moment dat mai fugeam și mai repede ca să prind, când veneam de la biserică, să prind Tezaurul. Pentru că sunt și acum artiști care au ceva de spus prin cântecul popular. Avea o anumită valoare sau pentru că nu erau programe de muzică populară care să transmită toți artiștii din toată țara, toți cântăreții, era toți soliștii, toți erau câțiva, după care noi ne-am ghidat drumul. Noi, cel puțin generația mea, noi ne-am ghidat cum să mergem mai departe, cât de drept, cât de autentic. Dar voi ați avut o paletă mult mai largă, de aceea probabil unii dintre voi se pierd. Unii dintre voi se pierd pentru că își doresc să facă niște bănuți. Bănuții aceia nu poți să-i faci la început decât dacă ai foarte multă răbdare. Răbdare înseamnă să porți un port adecvat, să cânți cântece adecvate și să aștepți să-ți vină rândul. Când nu ai răbdare, cânți repejor niște cântece care se pliază pe un public, nu știu dacă de calitate sau nu, nu pot să-i dau eu acum o interpretare clară, însă atunci vin bănuții, gata, ai niște nunți, ai ce cântăreț mare te-ai făcut, dar vezi când imagine? Când e să gândim acum unde ai loc, nu ai decât la nunți. Asta este o problemă. Te rog să-mi spui începutul. Și eu, fiind de la țară, mă duceam cu oile, cu caprele, cu vacile și mă urcam prin toți copacii și îmi închipeam că... un copil simplu. Mie asta îmi place foarte mult la tine. Și pe acolo cu caprele, cu oile, mă urcam prin toți copacii și îmi închipeam că oile și toate celelalte animale sunt... Publicul tău, incredibil. Da. Cântam prin casă, m-am telecomanda sau coada de mătură sau... copilărie. Dar tu ești mai avansat cu telecomanda. Eu cântam la... cablu acela de la... de se bagă în priză la fierul de călcat. Aveam un fier de călcat stricat și eram foarte tristă. Voiam să nu mi-l arunce bunica mea, că întotdeauna n-aveam curajul să-i spun că vreau să tai cablul ăla, să am un microfon. Oricum cântam la el, da, te ascult. Bun, și
eu am terminat teologia în clasa 8-a, eu îmi doream foarte mult să cânt. Eu am fost crescut și educat de bunici. Am avut parte de o copilărie foarte frumoasă. Am fost, mă consider, al 9-lea copil al bunicilor mei, pentru că eu binecuvântat Dumnezeu cu 8. Ce frumos, ce familie. Și am fost al 9-lea și am fost foarte răsfățat. Pentru că ai fost micuț, nu? Copiii erau mari ai bunicilor tăi, tu erai micuțul care... Da, și eu pe tatăl meu l-am considerat fratele până la 14 ani. Când m-au trimis acasă de la școală, mi-au zis, du-te și adu-l pe taică, eu l-am adus pe bunicul, bineînțeles că i-am zis că el e tata. Aha. Cum, adică tu nu știai asta sau tu voiai tu da, să... Da, eu tot în sinea mea acceptam că el e tata, că nu se poate, că eu consideram că toți, mătușa mea de la București și toți ceilalți, de la Timișoara, de la Vulcan, de la Petroșani, toți, Sibiu, eu sunt frații mei. Eu nu consideram că sunt mătuși. Ce drăguț! Și am dat de la seminar la Râmnicu Vâlcea, iar în clasa bunicul meu își dorea foarte mult să cânt. El cânta la fluier, cânta, avea anumite strigături frumoase. Mergea cu oile pentru că da, cei care merg, da, cei care merg oile și cântă la fluier te îmbolnăvesc. El de mic copil a fost cioban, a fost slugă, așa cum spunea el de fiecare dată, și își dorea foarte mult din top copii, a zis, nu vreau ca niciunul să îmbrățișeze meseria asta a ciobănitului. A fost grea și dureroasă pentru el, dacă a spus că era slugă, probabil că a fost greu de dus această povară. La 49 de ani s-a îmbolnăvit de inimă și posibilitățile au fost altfel și bunica, în fine. Și eu, terminând seminarul în clasa 12-a, bunicul meu tot timpul, eu mergeam la biserică, tot timpul spunea, măi Lucă, că Lucă îmi zic acasă toți, n-ai vrea să cânți, nu? Eu, când am terminat clasa 8, zicea, unde te duci? Eu vreau la un liceu de muzică. Și tati a zis, nu mă, ce, asta nu-i meserie, asta nu-i, uite, tu mergi la biserică, ție-ți place, de ce, uite, și acolo cânți? Păi, nu mă, că mi-e frică de morți, nu mă, că nu mai știu ce. Cum eram eu copil și gândeam eu. Până la urmă, bunicul s-a dus și după ce s-a dus bunicul, vreau să spun că atunci am realizat eu cu adevărat ce înseamnă a cânta și am început să mă îmbărbătez mai mult, să fiu eu, să devin mai bărbat. Dar cum mai suna tu? Eu vreau să-mi aduc aminte asta că... Și stați un pic, și l-am sunat pe George Lucă într-o dimineață, că... Necunoscându-l, pur și simplu te-ai gândit. Asta a spus-o și dumnealui de foarte multe ori. Eu, colegii mei în clasă, tot timpul îmi spuneau, măi, de ce nu vezi? De ce nu cânți, mă? De ce nu ieși? De ce nu... Le plăcea vocea ta, tu cântai prin clasă. Eu cântam prin clasă, când veneam, părintele profesor de la Râmnicu Vâlcea avea catalogul și de fiecare dată când era ora de muzică, muzică psaltică, venea și arunca catalogul acolo și făcea unde se deschide, acolo, pe ei trei ascultăm. Am live catalog, se de fiecare dată la de la mine, primul. Și când deschidea așa catalogul, eram eu, Dură, Ionescu și Melente. Și pe noi trei tot timpul ne asculta de sumide și făcea Maria Lătărețu trebuie să ne cânte. Foarte drăguț, dacă te punea doar să cânti. Da, și de fiecare dată cântam. L-am sunat pe domnul Georgel Lucă și am zis, domnul Georgel, sunt Ilie Dură, sunt un băiat care își dorește foarte mult să cânte, vă rog frumos să mă ajutați, de parcă i-aș fi dat poruncă. Și face, uite, mâine, astăzi e miercuri, într-o miercure, mâine dimineață eu vin la Râmnicu Vâlcea, hai să ne întâlnim, să vedem ce poți. Ne-am întâlnit, zi și făcut, ne-am întâlnit în piață, după unde să mă asculte, după blocuri. Lumea trecea și eu cântam, n-aveam treabă. Da, nu mă interesa pe mine că... Asta e frumos să cânt. Și am început să cânt. Ce cântam eu? Banat. Și a zis către mine, da, foarte mult. Vedeți, uitându-mă la Tezaur, eu am văzut acolo pe Nicoleta Voica, pe Andreea Voica și pentru mine ele sunt ca niște icoane. Foarte mult și acum îmi place și cânt foarte mult și cred că nu e interpret din Banat să nu cânte de la Andreea sau de la Nicoleta. Și eu cântam Bage într-o seară de vară. Bage într-o seară de vară. Și zice, da, e frumoasă. Altceva. Oltenește, știi? Păi nu știu, decât mai ții minte, mai dragă Mărie. Ia cântă. Ciobănește, știi? Păi Mândruță de la Novaci. Altceva. Cred că vreo 5-6 piese. Nu a zis nimica și a zis să vreau numărul tău de telefon și o să te sun. Ai voce frumoasă, trebuie lucrată, mi-a dat câteva, nu mai știu ce. La vârsta aceea era normal, da. La 19 ani.
M-am dus la seminariu foarte încântat că m-am întâlnit cu George Luca, am făcut și eu poze, l-am arătat la colegii mei. Foarte frumos. Și toate cele. Respectul tău pentru colegii tăi. Domnul Georgel, duminică mă sună și zice: nu vrei să vii cu mine la un concurs la Bistrița Năsăud? Și am zis: o, ba da! M-am dus la Bistrița Năsăud, ce-i drept, n-am cântat niciodată cu orchestră, da, n-am știut niciodată cu... Era începutul tău. Da, dar a fost un început foarte frumos, care dacă ar fi să-l iau de la început, aș mai merge odată. De ce? Și ai face pentru la fel că... sau ai schimba ceva? Aș face la fel, pentru că nu aveam grijile vieții atât de mult și atât de... Era vârsta fragedă. Da, și eram, credeam că tot, ce, tot e frumos și totul zboară așa, wow, eu dacă mă duc și cânt, e foarte frumos. Și n-am luat premiul acolo, n-am fost dezamăgit, mi-a zis Georgel, acolo am întâlnit și pe Nana Ion Drăgan, acolo am întâlnit-o pe doamna Salutăm Nineta Popa, pe Drăgan, da, și pe eu, doamna Nineta. Și pe domnul Marcel Părău. Toți patru ori veni la mine și eu sunt felul următor. Doamna Nineta și cu Marcel și domnul Marcel Părău, Părău și cu Ion Drăgan și cu făcea Ion Drăgan către mine: mă, Nana, tu cânti frumos, dar ai unele chestii care era rușine să-mi spună. Și am zis: mă, Nana, eu nu, tu cânti popește. Face, tu ești la vreun seminar? Tu ești la ceva? Și am zis eu, da. E, și Drăgan de atunci m-a luat deoparte și mi-a spus: uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, tu nu mai cânti banat. Pentru că eu acolo când m-am dus la concursul acela de muzică populară, eu nu știam ce cânt. Eu, ca și cum aș fi fost în altă țară, eu ca și cum aș fi fost în altă țară și eram îmbrăcat așa: brâul de la Ion Drăgan, pantalonii de la nu știu cine, chimirul de la nu știu cine, cămașa de la George Luca. Deci eram îmbrăcat de reprezentant România, nu că aveai... era peste hotare. Nu aveai un port clar, nu te gândise că... Și eu tot timpul căutam să vorbesc cu cineva care să-mi facă costum de banat. Și George Luca a zis: nu. Dacă vrei să te ajut și dacă vrei să-ți fiu pe plac și dacă vrei să fie tot ok, trebuie să cânti și obănește. Tu vii de acolo din zona aia frumoasă, tu vii de acolo din zona aia încărcată, tu trebuie, ești ca Marius Uglescu, ca Bogdan Cioranu, ca Ana Maria Iorga, uite, și de acum încolo tu cu ei vei fi. Ok, no, eu ce să zic atunci? Am între timp, am dat bacul, am intrat la facultate și la facultate am întâlnit o altă colegă foarte dragă sufletul meu, Anca Mărginean, care m-a ajutat foarte mult și mulți alți colegi. Și eu, cum m-am început să-mi deschid, am început să mă deschid față de alți colegi, să colaborez și apoi eu tot cu gândul tot la banat. Ce să fac eu, ce să fac eu? Îmi plăcea foarte mult o melodie a unei interprete de muzică populară de prin Gorj, de banat. Da. Și încep să cânt. Iar îi bage Iorgovanul în floare. Într-o dimineață sau într-o zi. Dar nu știam că era așa mare. Am crezut că erai mai mic atunci când m-ai sunat. N-am știut că era așa mare. 19, la 20 de ani. Da? 20 de ani aproape. Și mă apuc și... Ce credeți, dragi spectatori, că sunt pe Roberta Crintea? Bună ziua, bună ziua, sunt Ilie Dură și vreau să cânt. Și vreau să cânt muzică banățeană. Muzică populară din Banat. Vă rog frumos să mă ajutați. Și nu mai știu, erați prin Horezu și mi-a spus, ați fost un pic dură, dar duritatea aceea pe care cu care mi-ați vorbit, să știți că m-a ajutat foarte mult. Și mi-a zis: măi, cum te cheamă pe tine? E Ilie. A, mă, Iliuță, părerea mea, de unde ești? O derulat convorbirea foarte frumos și dumneavoastră mi-a spus: atunci vei fi tu, Ilie Dură, când reprezinți o zonă. Cel mai frumos e să reprezinți pe asta de aici din Horezu și multe alte sfaturi foarte frumoase care le țin pentru mine, pentru că dacă le țin pentru mine, știu eu să dau din... Da, eu voiam să aduc în... să aspectez faptul că atunci când ai sunat și când tu începeai drumul cântecului popular, erai nehotărât și că îți doreai muzică, să cânti muzică bănățeană. Da. Și că posibil ca mulți tineri, pentru că e o atracție așa pentru muzica bănățeană, mulți tineri să-și dorească să facă asta, ne ținând seama de zonă. Eu sunt un interpret care la momentul meu tânăr n-am ținut seama de zonă și să știi că m-am lovit cu capul de foarte multe ziduri. Eu am fost de o ambiție nebună și eu am făcut lucrurile cap-coadă așa cum trebuiau, încât să pot cât de cât să pătrund, însă drumul a fost unul sinuos și mi-au fost închise foarte multe porți, pentru că îndrăznisem cumva să cânt muzică bănățeană, de parcă muzica bănățeană nu făcea parte din țara mea și eu cântam muzică englezească, nu cântam românească. Încercau unii să-mi spună că știi că la sat, că băi frate, satul este și în Gorj și în Banat și peste tot, eu cânt
eu cânt poporul meu, eu cânt muzica mea, dar în timp eu, prin tenacitatea mea și prin perseverență și prin, nu știu, poate prin răbdarea mea și prin ceea ce am făcut, am reușit să conving și mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a sfătuit atât de, adică mi-a dat acel gând curat și clar încât să pot... să pot să-mi fac o cale dreaptă. Și acum, iată-mă cu dorințe de a cânta muzică oltenească. Am adus muzică oltenească pe piață și este iubită și sunt de altfel la fel de bucuroasă. Dar când este să sfătuiesc pe cineva, încerc să-l sfătuiesc pe zonă, pentru că eu știu prin ce am trecut. Dar dacă înclinarea și bucuria, uite, Alexandra Bleaje este la Doina Gorjului și este o fată care iese de aici, de lângă Târgu Jiu, de lângă Drăguțești, mai departe un pic. Nu. Deci nu are nicio legătură cu ciobănia. Dar cântă melodii atât de frumos ardelenești, melodii de ciobani, de zici că acolo s-a născut. N-ai cum să nu încurajezi un astfel de om. Pentru asta e predispus, la asta s-a... Fiecare dintre noi, atunci când ne-am născut, am primit un talent. Și să încercăm să fim slugile alea bune și credincioase, care înmulțește talentul și îl dă celorlalți. Și cred că și dumneavoastră, și tu ai făcut la fel. Cât ai putut, ai dăruit bucuria de a cânta. Ai dreptate. Eu am dăruit și dăruiesc în continuare. De aceea trebuie să ne dăruiești tu, pentru că ne apropiem de niște momente de publicitate. De aceea te invit la locul de cântat să mai convingem. Și să ne dăruiască, așa cum vorbea Ilie Dură, să ne dăruiască încă două melodii pe care să le ascultăm cu toată inima și să ne bucurăm. E vineri seara. La 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 la, m-au lăsat al nimănui. La 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 la, câte rele mi-or făcut. La 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 la, și eu tot nu pot să-i uit. La 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 la, i-am iubit, nu-mi pare rău. La 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 la, dar m-or lăsat cu dor greu. La 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 la, lăsat. La 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 la, n-am hodină, noaptea-n pat. La 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 la, ziua toată mă gândesc. La 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 la, unde oare să-i găsesc. La 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 la, că mulți ochi am mai văzut. La 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 la, ei căprui nu pot să-i uit. La 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 la, iubești. La 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 la, în viață mult pătimești. La 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 la, că se uită în sus și în jos. La 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 la, mereu trag la om frumos. La 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 la, nu-i auzi că nu se poate. La 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 la, dar ei iubesc mai departe. La 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 la, iubește-mă într-o iubește. La 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 la, tot în minse ai nădejde. La 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 la, ochii frumoși te înșală. La 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 la, și te-ntorci la mine iar. La 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 la, ce să fac, te iau de bună. La 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 la, hai să fim iar împreună. La 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 la,
pe mândra și pe mine lângă ea, păi uita așa. Să ne ude până la piele, soț în brațele mele pe mândra. Bat-o ploaia pe mândra și pe mine lângă ea, păi uita așa. Să ne ude până la piele, soț în brațele mele pe mândra. Până să uscă straiele, eu să-i sărut buzele lui mândra. Și a ochii mei căprui, că la nimeni n-a s-o spui pe mândra. Cine-o mai văzut mândruță să umble noaptea de sculță ca mândra? La vreme de lună nouă, prin iarba plină de rouă ca mândra. Cine-o mai văzut mândruță să umble noaptea de sculță ca mândra? La vreme de lună nouă, prin iarba plină de rouă ca mândra. Să mă strige lângă nuc, că știe cam să mă duc mândra mea. Să-i țin picioarele-n poală, să nu-mi o prindă vreo boală pe mândra. Lasă-te mândru de rele, că mănânci nopțele mele, mândra mea. Că zilele stare lungi, eu muncesc de cat pe brânci pe mândra mea. Lasă-te mândru de rele, că mănânci nopțele mele, mândra mea. Că zilele stare lungi, eu muncesc de cat pe brânci pe mândra mea. Tu stai în casă la umbră, firei tu să fii de mândră, mândra mea. Tu te-ntorci către perete, iar eu mor mândră de sete, mândra mea. Am tot zis că noaptea dorm, d-aud mândra prin somn pe mândra. Cum mă strigă prin grădină, hai Ilie la fântână, mă Ilie, măi. Am tot zis că noaptea dorm, d-aud mândra prin somn pe mândra. Cum mă strigă prin grădină, hai Ilie la fântână, mă Ilie, măi. Lasă că te oile cu ei și din somn când m-oi trezi, mândra mea. Tai nu cu ușa stufântâna, să-mi aflu și eu hodina, mândra mea. Și de nu te-ai potoli, cu popa m-oi sfătui, păi mândra mea. Să și te-ască o rugăciune, să-ți mai vii mândru în fire, mândra mea. Că știm pe aici vreo doi, hai naja, păi na. Ce să crei, cioban de soi, dum dum duru 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 du. Fără oi și fără stână, hai hui, prin brătui, numai cu băta într-o mână, hai hai nealăui. Și pe băta reverii, joile merdele împingi, hai ha. Că știu rostul ciobănesc, dar nu știu purta cojocul, hoi naja, păi na. Și-mi va tră să facă focul, dum dum duru 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 du. Cum să mâne oaia-n strungă, hai hui, prin brădui, s-o păzească sau s-o mulgă, hai, hai, nea la oi. Vai de bătui iar vântul, că șoban numai cu cândul, hai, ho! Păi merge
patru miei, oi naja, păi na. Și că nimeni nu-i ca ei, dum dum duru 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 du. Dar n-au câini și ni sâmbrie, hai hui prin brădui. Doar pe cap o pălărie, hai hai nea la oi. Și nu știu ce e la țul, vai de mămăliga lor. Ciobanul-i orișicare, ciobănitul nu se face, hai nașa, păi na. De omul care nu-i place, dum-dum-duru-duru-duru-du. Care n-o dormit la oi, hai hui, prin brădui. Prin zăpadă, vânt și ploi, hai, hai, nea la oi. Și n-o mers pe drumuri multe, hai hui, prin brădui. De la vale către munte, ăla nu-i cioban, cioban. Cărarea ta, măi mândruță, măi, de s-o întâlni cu a mea, dulce dragostea. Mândruță, cărarea ta, măi mândruță, măi, de s-o întâlni cu a mea, dulce dragostea. Om umple lumea de drag, măi mândruță, măi, și n-o mai fi un beteal, dulce dragostea. Om sta sara pe sub stele, măi mândruță, măi, să-ți văd o frumoși ca ele, dulce dragostea. Om sta sara pe sub stele, măi mândruță, măi, văd o frumoși ca ele, dulce dragostea. Mărgele ți-o-i cumpăra, măi mândruță, măi, și cu drag eu ți-o-i cânta, dulce dragostea. Hai numai așa! Mândro de dor, măi mândruță, măi, și ți-o-i spune puișor, dulce dragostea. Ți-o-i cânta mândro de dor, măi mândruță, măi, și ți-o-i spune puișor, dulce dragostea. Puișor și floare rară, măi mândruță, măi, și mâine seară, dulce dragostea. Și de vrei ca să-mi fi dragă, măi mândruță, măi, nu purta năframă neagră, dulce dragostea. Și de vrei ca să-mi fi dragă, măi mândruță, măi, nu purta năframă neagră, dulce dragostea. Una albă de-ai avea, măi mândruță, măi, dacă nu ți-o-i cumpăra, dulce dragostea. Tot cu flori să-mi placă mie, măi mândruță, măi, să fii mândra lui Ilie, dulce dragostea. Foarte frumos, mândruță, cărarea ta. Nici nu știu ce să abordez mai repede cu tine, pentru că m-aș referi un pic la mândruța asta și la cărarea ei și apoi m-aș referi la albumul ăsta. Dacă facem lucrurile astea repeșor, așa pe scurt, da, putem să ne referim la amândouă. Mândruță, cărarea ta este un cântec de dragoste pe care l-am creat atunci când am fost cu mândruța mea prin parc pe la Sibiu. Foarte frumos. Și mi-a venit ideea de a face mândruță cărarea ta când s-o întâlni cu a mea, o umple lumea de drag și nu mai fi un beteag. Adică atâta dragoste este între noi doi încât avem să dăm și celorlalți. Iar despre albumul meu este... Stai să nu trecem lângă
Știi că eu sunt, ai spus repede. O romantică, așa, incurabilă. Eu vorbesc despre dragoste foarte des, în toate formele ei. Să nu trecem peste dragoste, că este poate unul ceea ce ne face viața mai dulce printre grijile și poverile pe care tot viața ni le dă. Ești într-o perioadă în care obligatoriu, dar este obligatoriu să iubești. Ești într-o perioadă a vieții frumoasă. Ilie Dură, iubești? Iubesc și sunt iubit. Foarte frumos. Să știi că oamenii sunt norocoși când pot să spună lucrurile acestea și ai să descoperi în timp și peste ani. Că... Și pot să mai spun? Te rog. Unul la mână. Sunt iubit de Dumnezeu, cu toții suntem iubiți. Nu, stai. Lasă, hai să ne referim. Da. Doar... De Dumnezeu suntem iubiți. Bun. Cât suntem sănătoși, cât ne dă Dumnezeu talent, cât ne este sprijin să putem, bun, face lucruri. Iubesc o persoană, o femeie, foarte dragă sufletului meu, așa. Dacă o iubești. Mă iubește la fel. Și împreună, de când am început să realizez acest album, datorită ei, că i-am împins foarte mult de la spate, pentru că foarte în viața asta de zi cu zi, vedeți, un motor, așa. Ți se pun obstacole. Adică e pe o punte, viața noastră e o punte și mergi și după aia la un moment dat se întrerup blănile acelea, nu mai sunt punte. Toți trăim asta, bun, să știi, să nu-ți închipui altfel. Și datorită ei m-am împins de la spate foarte mult, poți, nu există, ești cel mai bun, ești cel mai frumos, ești cel mai deștept, tu poți, sunt sigură că poți și o să vezi că atunci când vei putea, vei lua-o de la început și vei și o să poți iar, și da, o să poți. Au avut foarte mare încredere în mine și m-a ajutat pe mine. Este foarte bine. Mă refeream dacă iubești, pentru că atunci când iubești, ai o aură pe care o porți în permanență. Ai o putere de a scrie versuri. Da, ai cel puțin noi, cei care cântăm, avem putere să creăm, să scriu. Eu scriu și nu doar versuri. Eu scriu zeci de cuvinte, în șirul cuvinte pe care le-am văzut citite și de tine și chiar tu îmi spuneai foarte la un moment dat. Mult. Și la un moment dat eram așa... Mă, dar de ce nu mai scrie Roberta? Că da, m-am oprit la un moment dat. Mă inspirai. Pur și simplu sunt cuvinte cheie. Sunt cuvinte care, din două cuvinte, dau un exemplu, dragoste nebună. Din astea poți să faci să creezi un da, text foarte frumos. Da, m-am oprit la un moment dat, se vehiculau tot felul de lucruri. La vremea aceea nu știu de ce mi-a păsat, m-am oprit și foarte mulți erau cei care mă întrebau, ca și tine de altfel, de ce nu mai scrii? Mi-e dor să citesc ce scriai tu. Și atunci am zis, ia stai, să nu mă împiedic de un ciot. Ai văzut? Și atunci să dau mai departe. Astăzi scriu sau citesc și câte un pic din ceea ce am citit iau și pun acolo pe Facebook, pentru că oamenii s-au obișnuit să citească. Nu îi mai interesează nici dacă scriu eu, nici dacă ei caută pe Roberta Crintea, acolo găsesc câte ceva, câte un mesaj care să-i bucure sau să își ia putere pentru ziua și în curs. Și le aduce bucuria care trebuie. Deci, tu scrii, pentru că iubirea creează o astfel de stare, o astfel de euforie, de astfel de bucurie. Scrii versuri, da? Ai scris pentru acest album pe care noi îl ascultăm acum? 80% da. Da? 80%? Da. O mare parte din el. Am fost foarte mult ajutat. Nu, sau nu știu, 80% spun că liniile melodice îmi aparțin. Iar la îți versuri, aparțin? Da. Extraordinar. Eu, acum să vorbim și de CD, eu când te rog, în 2013, pe 13 octombrie 2013, în ajun de o mare sărbătoare, pentru că pe 14 sunt la Parascheva, prietena mea spune, măi Ilie, de ce nu te duci la domnul Stelu? Măi Ilie, eu te văd să cânți cu... Cine este domnul Stelu? Spune-le celor de acasă, eu știu cine e domnul Stelu. Dirijorul orchestrei, vreau să diavol ce n-am vrut să zic, dirijorul orchestrei Jidvei România, de la Alba Iulia. Este un om atât de bun și atât de frumos, te pune în evidență și atâta mare valoare îți dă ție ca interpret de muzică populară. Este minunat, recomand, că te simți așa. Recomand tuturor recomand, mai ales de zonă, mai ales de zona pe care eu o reprezint, să știți că e primul om pe care îl recomand, cu tot dragul. Dar, bineînțeles, că îmi doresc și eu să fac ca Roberta Crintea și ca mulți alții cu maestru Nicolae Botgrosi. Este timp. Tu trebuie să-ți bătătorești acum calea și să te identifici
cu adevărat cine este Ilie Dură. După aia este timp să faci tot felul de eschibiții din astea. Bun. Financiare. Bun. Și când, ducându-mă la maestru, am început, maestre sunt... La Stelian Stelu, da? Da, la Stelian Stoica. Stoica. Ne-am mai cunoscut noi de la alte spectacole, eram elev al Școlii Populare de Artă, unde profesorul meu a fost doamna Mariana Angel și mă cunoștea. Ai pus la cale... Bun. Când m-am dus la maestru, aveam 38 de linii melodice. Linii melodice, dar în ce sens? Lălăituri de ale mele. Da. De exemplu, Viața treci mai ușurel, aveam la 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 la. Și maestrul mi-a zis, da, e foarte frumoasă, din 38 mi-au ales 28 și am zis, maestru, nu am bani de atâtea piese. Erau multe. Și sunt foarte multe, trebuie să scot două CD-uri. Nu, e primul meu album și trebuie să fie ceva frumos. Din 28 am rămas la 22. M-am dus în studio. Eu când am intrat în studio, eu le știam într-un fel piesele astea ale mele. Și când eram foarte mulți acolo, eram eu, doamna Mariana Deac, colegul meu Marius Uglescu, Ovidiu Furnea de la Mureș, eram mai mulți. Și la un moment dat vin piesele lui Ilie Dură, al treilea cred că am fost eu. Și zice maestru, la un moment dat ia 6 piese mi-au orchestrat și la un moment dat ia pauză și zic, maestre, dar pe mine când mă băgați? Și zice, păi ce ai auzit acum? Eu sunt piesele tale. Adică total diferit. Total nici nu mai știe da. Care sunt. Atunci, după ce am primit matrița, m-am dus acasă și nu aveam versurile adecvate liniilor melodice pe care mi le-a făcut maestru Stelian Stoica. Adică, nu era... Când noi nu dai seama, când creăm atunci când și când faci o linie melodică, o linie melodică, o faci cum simți tu. Ei, maestru, eu pus cadența, eu pus ce foarte trebuie, frumos, eu pun foarte frumos. O notă, încă o notă muzicală, acolo te pune să ții 4 timpi, acolo 2, acolo... Deci până la urmă avem 22 de melodii. 22, dintre care n-am pus decât 17. Și... 17. 17. Orchestrate și imprimate cu Stelian... Cu... Orchestra GV România, condusă de maestru Stelian Stoica. Cu Stelian Stoica. Cu cine ai scos albumul? Pot să spun? Casa de discuri? Avem voie, avem voie. Ijac Music. Foarte frumos. Asta este... Domnul Daniel Ijac, căruia vreau să îi mulțumesc din tot sufletul. Din nou ai scos undeva unde este calitate. Da, pentru că asta mi-am dorit. Calitate, nu cantitate. Aveai nevoie. Da, iar la versuri, pe lângă... ceea ce ai creat tu. Da, m-a ajutat foarte mult un coleg de-al nostru foarte drag, Robert Târnăveanu. Îl salutăm și îl pupăm. Angela Chelaru, Angela Costin și tanti Anuța Maria, care căruia vreau să-i mulțumesc din toată inima și o recomand tuturor. Pentru că este un om care atâta răbdare are și tot timpul face lucrurile să fie frumoase. Eu am să mă întind cu tine la vorbă așa până la pauza de publicitate, pentru că doar de vorbit ne-am întâlnit noi, se pare că nu cântăm. O să cântăm după pauza de publicitate. De aceea am să te mai întreb lucrușoare. Spune-mi, acum deja ești stabilit așa pe un drum. Cine ți-a fost mentor în sufletul tău, mentor în mintea ta, nu mentor real? Pentru că mentor real poate să-ți fie un om pe care îl întâlnești pe parcursul drumului, pe parcursul vieții, iar mentor în mintea ta poate să fie un solist pe care l-ai urmărit, nu știu, 10 ani, de când ai tu 10 ani până la vârsta de 20 de ani și ai încercat să faci lucruri ca el. Eu cunosc foarte multe fete care au încercat să... Fie ca tine, da, nu este, da, nu e cazul să vorbesc acum chiar despre mine. Nu știu... Ce, când de cele cu ei cânta prima oară? Nicoleta Voica, ai spus și ale... Nicoleta Voica, da. Din Banat. Apoi eu, zicându-mi ceilalți colegi, Ion Drăgan, Georgel Lucă și da. Așa, nu mai cânti Banat, automat am stopat și nu am mai cântat Banat. Am început, doamna Lineta Popa, Lucreția Ciobanu... Deci piesele dumnealor le-ai cântat. Noveanu, da. Dumitru Giurcă, care mi-a plăcut foarte mult, foarte mult și de altfel și pe acest album am Omul Bun e Bun Oricând și Mândruță de la Novaci, care sunt piesele regretatorului Dumitru Giurcă, notar, și eu le-am cântat cu tot dragul, pentru că Mândruță de la Novaci e piesa cu care am mers eu la foarte multe festivaluri. Da, eu și știu și o cântă și alți colegi de-ai noștri, însă eu te-am ascultat pe tine, mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-aș dori să... poți pe drumul cântecului popular să, peste, nu știu, 10 ani să fii foarte încântat de tot ce ai făcut tu, pentru că Doamne. Părerea mea este că ai început așa cum trebuie, te-ai înconjurat de oameni buni și vezi, pe tine te ajută și foarte mult și sfaturile bisericești. Da. Tu ai fost la o școală unde ai avut o educație,
te-ai educat, vrând, nevrând, într-un fel anume. În toate domeniile există oameni buni și răi, pentru că noi cu toții suntem buni și răi. Însă este foarte bine când poți, când ai puterea interioară, tu dacă ești mereu aproape de rugăciune și dacă tu mereu ești aproape de acele slujbe de care, la care oamenii mai uită să ajungă sau n-au timp sau tu ești acolo. Timp. Tu l-ai pe Dumnezeu, cum îl avem și noi în suflet, însă tu te ești foarte apropiat de El și atunci tu, din punctul meu de vedere, ar trebui să fii mai bun decât mine, mai bun decât celălalt, pentru că tu ești acolo. Și atunci eu îți spun că tu ai altă deschidere, tu ar trebui să nu ai putere să vorbești nici rău, nici să faci rău, așa că drumul tău trebuie să fie mult mai lin decât Doamne al celorlalți. Așa să fie. Îți doresc să ai succes și de aceea te întreb, gândindu-mă la acest succes, te întreb, ce consideri că trebuie să aibă un solist, un tânăr care pornește? Uite, un tânăr, tu, doar talent, doar implicare artistică sau trebuie să aibă și școală sau contribuie școala muzicală la talent sau ce, cum vezi tu lucrurile? Să împletesc una cu alta. În primul rând să ai cei 7 ani de acasă. Care îți folosesc la ce? Capul a plecat să abia nu-l taie. Uh-huh. Proverbul românesc. Te ajută să știi să respecti pe cei care din înaintea ta. Da. Atunci când apari, să știi cum să apari, pentru că și tu și ceilalți mi-au dat sfaturi, eu le-am considerat la momentul atunci dure, dar m-au ajutat pe mine să fiu eu. M-a ajutat asta, să fiu Mă Ilie, care de altfel se cântă foarte mult. Să ai o ținută adecvată, să cânți calitate, nu cantitate, să cânți ceea ce trebuie și să-ți dorești să ajungi aici, la apogeul. Deci, la îți trebuie o școală specială sau este de ajuns doar să ții cont de sfaturi și talentul nativ și ce mai cultivi tu pe parcurs sunt suficiente? Vreau să știu părerea ta, pentru că părerea mea este formată. Eu zic că ceea ce ai primit de la Dumnezeu e cel mai frumos dar. Că dar e tot? E vrei de ajuns? Să mai îmbunătățești tu? Fiecare dintre noi cum vrea. Ne întoarcem cu Ilie Dură, cu cântecul lui Ilie Dură și cu tot ceea ce povestim despre cântecul popular, despre portul popular, doar în câteva minuțele. Odată între fete o boală, că Ilie nu sunt soară. Și dacă s-ar însura pe toate cum să le ia, s-ar lega la capuna să oprească lumii cura. Dar de n-are trai cu pace, capul face, capul trage. Mă Ilie, mă Ilie, tot așa-mi zic mândrele, nu-ți-o fi milă și ție de câte-ți plâng urmele. Să rumâna le șoptesc, le privesc și le dau pace, salcă ciula și zâmbesc, știe Ilie ce face. Floare în pălărie și-ți mai fă de capilie, că după ce te însori îți faci rugă ca să mori. Te prinde muierea în mână, nu mai ai inimă bună. Și de n-ai trai cum îți place, capul face, capul trage. Mă Ilie, mă Ilie, tot așa-mi zic mândrele, nu-ți-o fi milă și ție de câte-ți plâng urmele. Să rumâna le șoptesc, le privesc și le dau pace, salcă ciula și zâmbesc, știe Ilie ce face. Mă duc seara, vin în zori și mă culă cântători. Socoteală n-am cuita, nici măcar lui mama mea. Uite așa mă însor când vreau, una la și alta iau. Ăsta-i traiul care-mi place, capul face, capul trage. Mă Ilie, mă Ilie, tot așa-mi zic mândrele, nu-ți-o fi milă și ție
decât te plâng urmele. Sărut mâna, le șoptesc, le privesc și le dau pace. Salcăciula și zâmbesc, știe Ilie ce face. Văd fir de păr albit în oglindă când mă uit, numai de mă logodesc. Într-o lună încărunțesc și de mă însor de vreme. Mândrele mi-or zice nene și spatele mi-or întoarce. Capul face, capul trage. Mă Ilie, mă Ilie, tot așa-mi zi mândrele. Nu-ți-o fi milă și ție de câte-ți plâng urmele. Sărut mâna, le șoptesc, le privesc și le dau pace. Salcăciula și zâmbesc, știe Ilie ce face. Lumea-n sat mă strigă Lucă, la 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 la. Fetele mă țucă, la 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 la. De curia părând mă apucă, la 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 la. Să mă duc cu ele în luncă, la 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 la. Să le strâng flori în mănunchi, la 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 la. Până când mi-or zice unchi, la 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 la. Toată ziua cu folos, la 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 la. La Lucă-n sus și Lucă-n jos, lume draga mea. Lume, îmi făceai un bine, la 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 la. Să-mi zici Constantine, la 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 la. Uitau mândrele de mine, la 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 la. Și nu eram de rușine, la 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 la. Le iubeam pe neștiute, la 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 la. Una, două, nu mai multe, la 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 la. Și scăpam bazma curată, la 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 la. Nu mă mai strigau la poartă, lume draga mea. La 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 la, ce trai duceam, Doamne, la 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 la. Făceam curte la cucoane, la 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 la. Dar numai la alea faine, la 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 la. Mă Ionică îmi ziceau toate, la 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 la. Și iubeam pe săturate, la 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 la. Și la noi și în alte sate, la 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 la. Și n-aveam alte păcate, lume draga mea. La toți am să bea, la 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 la. Când era de ziua mea, la 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 la. Și uitam că lumea era, la 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 la. Dar așa sunt de satul, la 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 la. De la un capăt la altul, la 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 la. Astăzi unul, mâine altul, la 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 la. Cu vin să-și bele păcatul, la 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 la. Zică-mi lumea cum o vrea, la 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 la. Tot Ilie m-o chema, lume draga mea. Hei! Hai mă, Ilie, tot Ilie te-o chema pe tine. Păi dacă așa ești tu, Ilie. Foarte frumoase cântecele. Îmi place mult mai mult primul. Cine a scris versurile? La Măilie, Măilie. Da, Măilie, Măilie, foarte frumos. Chiar sărumâna din toată inima. Mă bucur că m-ai întrebat, pentru că acest cântec este, această sârbă este gorjenească. Uh-huh. Iar eu am făcut-o puțin mai ardelenească, așa mai, că nu am... După stilul tău, după stilul meu. Tău, piesa îi aparține doamnei Măriuța Burlan, care de altfel scrie foarte frumos. O salutăm frumos. Pe Măriuța, scrie foarte multe melodii foarte frumoase. Foarte frumos și extraordinar de bine. Are un dar de la Dumnezeu ce rar e dat oricui. Da, într-adevăr. Și eu mi-a dat un text și A-O era altfel și B-O e cel care l-ați auzit și dumneavoastră. Iar eu m-am gândit că trebuie să-mi pun și eu acolo ceva... Da, amprenta, da, da, sigur, sigur. Și am făcut eu A-O și dumneai B-O și linia melodică. Foarte frumos. Încă o dată vreau să o salutăm pe Măriuța pentru că aduce în vizorul publicului cântece oltenești și melodii extraordinare pe care
Numai cine nu recunoaște nu are melodii de la Măriuța, și pentru păcat. Că mai noi mai toți am luat melodii scrise și cântate de ea, care sunt chiar foarte frumoase pe albumul meu, care va veni vremea să vorbesc despre el. Pe albumul meu se regăsesc câteva melodii aduse și dăruite de Măriuța Burlan, care îmi plac într-o formă așa extraordinară. Dar ne aflăm în această seară alături de Ilie Dură și atunci să vorbim despre Ilie Dură. Spunem, costumul popular pe care tu îl porți este nestilizat și la evenimente porți un costum ușor de purtat, ușor mai stilizat, ușor... Acum, așa mă duc și la evenimente. Așa mergi la evenimente. Da. Vreau să spun că atunci când am început nu aveam costume populare, iar acum, slavă Domnului, am 25. Oh, ce frumos! De unde ai atâtea costume? Foarte mult colecționez și am primesc. Eu sunt cântăreț, cover-ul cântăreț la biserică, la parohia Râmești, Roman Horezu. Bravo, bravo din suflet. Și acolo, întrebând foarte mulți oameni și acum am început și eu să apar mai des, am întrebat, vă rog, aveți cumva costume populare? Aveți? Nu am... Se găsesc foarte greu costumele populare foarte de bărbat. Greu. Se găsesc costume populare, dar nu poți să iei orice. Tu ai, este, cum se numește? Pieptar. Pieptar, da? Tu ai un pieptar extraordinar. Pieptarul este de ginere, din Vaideieni. Și asta cum se numește? Eu știu foarte bine. Cămașă. Da? Deci unele sunt, se numesc ciupege, cămașă, da? Cămașă de bărbat, da? Simplu. Iar asta, dar cinci. Rândul acesta ce este... Adam și Eva și Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta foarte înseamnă. Frumos. Totul reprezintă un ime. Foarte frumos. Au strâns legătură toate între ele, dar noi nu ne dăm seama. După cum am spus, am primit foarte multe costume populare și primesc și dăruiesc. Doamne ajută, este extraordinar. Eu sunt mai sărac la faza asta cu primitul. Probabil au auzit oamenii că sunt mai bogat. Păi, Roberta Clintea este foarte bogată, da. Deci are niște piese foarte frumoase, foarte șlăgăroase și datorită ei foarte mulți interpreți de muzică populară mănâncă o pâine. Și ar trebui să zică mulțumesc Roberta Clintea. Sau să nu spună mulțumesc, să zic, bă, Dumnezeu să-i dea multă înțelepciune. Da, mulțumesc. Așa cum știm cu toții, ne dorim să fim ascultați, ne dorim să fim cântați, melodiile noastre să fie cântate și atunci când ai reușit să convingi pe colegii tăi că melodiile tale sunt bune și colegii tăi cântă melodiile tale, nu poți. Mai mare mulțumire nu există. Vorbeam de costumul popular pentru că într-adevăr mi-a atras atenția pieptarul tău. Ăsta e fiind de ginere. Nu se găsește în tot locul, nu? Nu. Sau mai ai și alt fel de pieptare? Numai la Vaideni. Eu ce am făcut? Nu puteam pe căldura asta mare și așa să iau pieptarul acela îmblănit și era să, prea mult, mult prea nu mult. Nu știu, nu mai sunt anii ăia și vremurile de acum 50 de ani când trebuia să fii și vedeți, în ziua de astăzi trebuie să fii puțin și frumos. Cu moda și să fii. Deci până la urmă costumul popular ar trebui să fie într-un trend așa, însă noi nu prea putem să-l transformăm în trend, trebuie să cumva să ne facem noi frumușei așa la față și pe el să-l purtăm nestilizat. Exact, exact. Dar mie îmi place, m-am oprit asupra pieptarului, îmi pare diferit. Da. De aceea te întreb, este diferit sau este doar o părere de-a mea? Sau toate sunt la fel? Nu-s la fel. Este puțin diferit. De ce? Că m-am dus acolo la Sibiu și l-am rugat frumos să mi-l facă așa cum trebuie, ca și cum ar fi original, original, original. Dar este... Adică tu ți-ai făcut unul care să fie mai ușor exact, de purtat. Exact, exact. Însă tu ți-ai păstrat modelul, da. De... Ți-ai păstrat modelul, pentru oricum este absolut minunat modelul. Ilie, spune-mi muzica de consum cum trebuie să fie? Muzica de consum. Muzica pe care și unii dintre noi o abordează. Eu mă pun și eu în oala asta ca să nu vorbesc despre alții. Unde trebuie cântată? În spații de consum sau la televiziune? Eu nu pot să cânt o melodie dacă nu-mi place. Și chiar dacă mă duc la diferite evenimente și mi se cer o melodie, vreau să vă spun că foarte greu învăț. O învăț că trebuie, dar nu o simt. Nu pot, nu știu, poate eu am ceva aici. Nu, n-ai. Asta... îmi place calitatea. Îmi place că atunci când mă duc la evenimentele unde sunt chemat, nu cânt, nu fac grăbat de la calitatea care trebuie, nu cânt orice și nu mi se cere orice. Sunt eu
Și atât. Dar eu mă refer la muzica de consum în general. Unde crezi tu că trebuie cântată? La evenimente sau la televiziune? Sau la televiziune trebuie să mergi într-un anume fel, cu piese cântate într-un anume fel, cu înregistrate într-un anume fel? Asta este întrebarea mea. Deci la televiziune trebuie să mergi într-un fel și la evenimente poți să cânti altceva? Sau, băi, asta e de consum și se cântă aici? La televiziune ai ce căuta cu așa ceva? Ai pus întrebarea și singura ai dat și răspunsul. Păi am vrut să te ajut. Bun. N-avem decât foarte puțin timp, pentru că ce-i frumos se termină repede și va trebui să-ți pui la revedere ca să și cânti, așa că spune repejor. Muzica care nu-i de calitate, nu ai cum să o cânti la televizor și nu ai cum să... Iar muzica de consum se cântă în spații de consum, mai la petreceri, la cârcium, la unde se cântă ea. Exact. Nu poți să te duci cu o melodie de vino și nu mai știu ce și nu mai știu cum, că mi-e rușine să spun, la o televiziune. Că n-ai cum. Să știi că mie mi-a fost foarte drag să te am în această seară alături de mine și parcă aș vrea să mai vii odată cu un coleg, doi de ai tăi, tot așa tineri, să ne luptăm așa, să ne contrăm așa, pentru contradicția adus mereu la progres, și să ne luptăm în idei. Te rog să-ți iei tu la revedere de la cei de acasă. Tot ce e mai bun și mai frumos pe lume vă doresc din toată inima. Mă refer la tine. Mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc din toată inima și o spun public pentru toate sfaturile și ideile frumoase pe care mi le-ai dat. Doamne ajută. Îți mulțumesc că m-ai ajutat pe mine să mi-ai spus calitate, nu cantitate, și o ieșit calitate. Calitate, ca mine Ciobanu e altul, un CD-ul frumos. Îți mulțumesc că ai avut încredere în mine, îți mulțumesc că m-ai invitat la tine în emisiune și sunt foarte multe lucruri. Acum mă grăbesc ca să spun repede, să pot să am timp. Tot ce mai bun vă doresc din toată inima și să dea Dumnezeu să nu dezamăgesc și să ajung acolo la... Să ai putere să ajungi unde trebuie. Te invit la locul de cântat. Mă bucur foarte mult că am fost în această seară împreună cu dumneavoastră și cu Ilie Dură. Și mă bucur foarte mult când aud lucruri frumoase. Eu nu-i chem aici să mă laude, să mă credeți, dar sunt, unii dintre ei sunt prieteni cu mine, unii dintre ei sunt oameni cu care mi-am petrecut momente sau oameni cu care am vorbit foarte des lucruri și atunci probabil că simt nevoia să mă recompenseze într-un fel. Eu nu pot decât să fiu mulțumită și fericită. Sunt fericită că în fiecare seară de vineri sunt aici cu colegii mei pentru a vă bucura sufletele dumneavoastră. Binecuvântarea și bucuria lui Dumnezeu să vină în casa dumneavoastră. Ilie Dură. Hai, hai, i-auzi munții, i-auzi codri, i-auzi valea cum răsună, urcă turmă după turmă, duru-duru-du. I-auzi oașa, i-auzi praja, strigă iezăr și bătrâna, toată turma și-are stâna, duru-duru-du. Că-i vremea suitului, dum-dum-dum-dum, duru-duru-du, în inima muntelui, dum-dum-duru-duru-duru-du. Tot cu dor și iar cu dor, duru-duru-duru, duru-duru-duru, cât mai sus către izvor, duru-duru-duru-duru-du. Cum mai cântă bacea mea doinind, le ajută, duru-duru-du. I-auzi iarba, i-auzi floarea, i-auzi șetina bătrână, de drag până la cer răsună, duru-duru-du. Și ce mândru-i muntele, dum-dum-dum-dum, duru-duru-du, că i-o venit urmele, dum-dum-duru-duru-duru-du. Că s-aud câinii lătrând, duru-duru-duru, duru-duru-duru, și ciobanii fluierând, duru-duru-duru, duru-du. Uite luna cum lumină și săsuie, până-n vârf de cărăruie, duru-duru-du. I-auzi fluier acum zice, să vezi baciu cum mai joacă pe băciță noaptea toată, duru-duru-du.
Or făcut ciobanii focul, dum-dum-dum-dum-duru-duru-du. Lângă stânor porni jocul, dum-dum-duru-duru-duru-du. Să leagănă muntele, duru-duru-duru-duru-duru-duru. Încântări de fluiere, duru-duru-duru-duru-du. Departe și nu duci vorba departe, duru-duru-du. Nici o banu adevărat nu scoboară taina-n sat, nu scoboară taina-n sat, duru-duru-du. Că nu-i vrenic și cine, dum-dum-dum-dum, duru-duru-du. Să fie frate cu tine, dum-dum-duru-duru-duru-du. Și nu-i dată oricui, duru-duru-duru, duru-duru-duru. Frumusețea muntelui, duru-duru-duru-duru-du. Tu ești frate iubitor, duru-duru-duru, duru-duru-duru. Ocrotești pe cel cu dor, duru-duru-duru-duru-du. Parcă-i bâtă fluierul, degeaba-i cântă, la 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 la. Păi cine nu știi juca învârtită, mă, stă la joc de parcă-i bâtă fluierul, degeaba-i cântă, la 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 la. Mă-ntreb la joc de ce vine și după mândre să ține, de nu știi învârtita bine, la 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 la. Mă-ntreb la joc de ce vine și după mândre să ține, de nu știi învârtita bine, la 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 la. Învârtita cine o știe, ăla-i om ce-mi place mie, că-i drag la veselie, la 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 la. Ia uitați-vă la mine, eu nu mă fac de rușine, că știu învârtita bine, la 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 la. Ia uitați-vă la mine, bă, eu nu mă fac de rușine, că știu învârtita bine, la 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 la. Și-al meu neam joacă cu dor, învârtita pe picior, că-i neamul vlașinilor, mă, la 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 la. De ciobani din vai de eni, măi neam vrenic de mărgineni, poienari și săliștenii, mă, la 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 la. Învârtita cine o știe, ăla-i om ce-mi place mie, că-i drag la veselie, la 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 la. Știu să mă îmbrăca la Sibiu, că și-o ban din tată-n fiu, mă, la 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 la. Ei, mi-a fost drag de când mă știu să mă îmbrăca la Sibiu, că și-o ban din tată-n fiu, mă, la 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 la. Că din jinați moșii mei tot așa jucau și ei, când se-ntâlneau la nedei, mă, la 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 la. Că din jinați moșii mei tot așa jucau și ei, când se-ntâlneau la nedei, mă, la 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 la. Învârtita cine o știe, ăla-i om ce-mi place mie, că-i drag la veselie, la 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 la. Bâtă și coșoc și lumea le face loc, mă, la 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 la. Păi când sunt vai de ieni în joc, sare bâtă și coșoc și lumea le face loc, mă, la 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 la. Cum se învâr toți roată-roată, ca prin mărginii mea toată, de stă lumea în loc să-i vadă, la 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 la.
Că tare frumoșuiesc când pe mândrele învârtesc, la joc mândru ciobănesc, măi, la 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 la. Învârtita cine o știe, ăla-i om ce-mi place mie, că-i drag la veselie, la 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 la. Învârtita cine o știe, ăla-i om ce-mi place mie, că-i drag la veselie, la 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 la. Un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc.